2 milioane de euro, atât a reușit să agonisească o femeie timp de 17 ani. Are o pregătire de doar 8 clase și un curs de croitorie. Bună ziua, sunt Adriana Stoicescu și vă invit în câteva momente să urmăriți Condamnații, emisiunea poveștilor din închisoare. Veți asculta astăzi povestea unei deținute care la un moment dat câștiga chiar și 30.000 de euro pe noapte. Are 38 de ani și a cunoscut atât mărirea cât și decăderea. La 17 ani a ales să plece din România. După 2 ani de muncă asiduă în care a fost femeie de serviciu și a cules portocale, a pus la cale o afacere care avea să o transforme în milionară. A devenit astfel cea mai cunoscută proxenetă din România și din Europa și a făcut o rețea de 300 de fete. Printre clienții ei se numără și s-au numărat politicieni, procurori, magistrați și judecători. Pentru a fi lăsată în pace, plătea oamenii legii cu 20.000 de euro lunar. Despre femeia din aceste imagini se pot face filme și scrie cărți. Este o olteancă hotărâtă care a cunoscut atât gloria cât și decăderea. Are doar 8 clase, dar până mai ieri câștiga între 20 și 30 de mii de euro pe noapte. Când a fost arestată, avea o avere impresionantă. Nu este broker, nu este investitor și nicio IT-istă de renume. A strâns bani în 17 ani, cât pentru 20 de vieți, vânzând plăcere. A fost cea mai cunoscută proxenetă din România, Grecia, Elveția, Norvegia și Italia. Printre clienții firmei ei se numără politicieni, magistrați, polițiști și foști primari, persoane care i-au protejat afacerea cu bună știință. Este încarcerată de 5 ani și povestește cu seninătate și cu o sinceritate cutremurătoare că a ajuns la închisoare din cauza lăcomiei și a unor abuzuri. Am stat 11 ani consecutiv în Grecia. Marea parte a fetelor acolo le duceam. Fiind româncă, fiind în străinătate, văzând și alți prieteni de-ai mei făcând același lucru și cât de ușor câștigă banii, logic m-a încântat ideea asta. Nu v-a fost niciodată frică? Ba da. Și? Ba da. Dar banii erau mai presus de orice. Cât se câștigă din așa ceva? Depinde. La nivelul în care ajunsasem să lucrez, era între 20 și 30 de mii de euro pe zi. Cât? 20 de mii și 30 de mii pe zi. 24 de ore. De euro? Da. Ce făceați cu atâția bani? Investeam. În ce? Case, mașini, aur, distracții. În momentul în care ați fost arestată, la cât, să spunem, se ridica averea dumneavoastră? 2 milioane de euro. Cum e să ai atâția bani? În conturi, ca și cum nu aveam niciodată niciun ban. Lichești, nu prea țineam socoteala la bani. Fetele vă reproșau ceva sau, nu știu, le-ați amenințat vreodată, le-ați forțat să facă așa ceva sau veneau de bunăvoie? Nu. Niciodată n-am acceptat ca o fată să meargă să practice meseria asta fără ca părinții ei să știe unde merge și pentru ce merge. Vorbele mele le puteți contrace cu rechizitoriu sau dosarul. Ce vârste aveau fetele? Între 19 și 40. Și părinții fetelor de 19 ani erau de acord? Da. De unde? Ca orice fată tânără în ziua de astăzi încearcă să câștige bani mult mai ușor. Din ce medii proveneau fetele astea? Toate. Nu toate, din ce medii? Din toate mediile? Da, din toate clasele sociale. Dar, în general, fetele cu bani. Fetele dintr-un clasă socială înaltă. Ele acceptau să facă așa ceva? Da. Cum ați fost arestată? Am sunat la 112. Adică ce s-a întâmplat?
În 2004 n-am vrut să mai mă ocup de meseria asta. Aveam îndeajuns de toate, de toate, absolut orice. Cel mai presus îmi doream sănătate. Am trecut printr-o perioadă așa mai dificilă și am zis stop, nu mai vreau bani. Și eram căsătorită, vroiam să renunț, nu mai puteam să renunț, să mă ies din acel cerc. Nu aveam nicio șansă dacă nu mă autodenunțam. Bineînțeles, autodenunțul nu prea s-a luat în calcul. Numele acestei condamnate este Ioana Eugenia Gavrilă. Îi se spune însă Cristina. Are doar 38 de ani. A reușit din proxenetism să strângă o avere invidiată de mulți, după ce și-a cumpărat o vilă somptuoasă, mașini de lux și kilograme de aur, avea în conturi peste 2 milioane de euro. Recunoaște cu nonșalanță că a strâns atâția bani de pe urma a 300 de fete. A reușit să-și facă o rețea de prostituție de lux. Printre fete, în afară de românce, se numărau rusoaice, ucrainiene și chiar nordice. A fost condamnată la 10 ani de închisoare după ce a încercat cu disperare să renunțe la afacere. De 3 ori s-a autodenunțat. Nu a contat însă. Cum adică nu s-a luat în calcul? Nu s-a luat în calcul pentru că munceam la un nivel atât de mare încât aveam 300 de femei. Și ca să ai 300 de femei într-un oraș mic ca Buzăul, logică știa toată lumea ce fac. În schimb, doar eu sunt arestată și fostul soț. Cum e să lucrezi în industria asta? Foarte rău. Și ca fată, și ca pește, și ca orice. Stres, nopți nedormite, orice, orice, tot ce e mai rău. Dar toate astea le realizez după ce nu mai vrei să faci munca asta. În perioada aia, totul e normal. Și ați sunat la 112 și ce le-ați spus? Prima dată am sunat, eram în Italia, am chemat carabinierii, am trimis 10 fete acasă, a venit poliția, le-a arestat. A doua oară am sunat în Grecia, am mai dat 10 fete, le-am trimis acasă. Și a treia oară, în ianuarie, am sunat în România, în Buzău. Mi s-a închis telefonul și mi-a spus să aștept. Am mai sunat o dată. Am zis că n-au chef de glume, deși știau cu cine vorbesc toți din Buzău. Și la 6 dimineața au venit dânsii să mă aresteze, ca să nu-mi încalcul telefonul. Da, bun, ați sunat și ce le-ați spus? Eu sunt Cristina. Sunt Cristina, mă știți bine că mă ocup cu femei. Prefer să fiu la pușcărie decât să mă omoare fostul soț. Pentru că neacceptând divorț, neacceptând să îmi dea o anumită sumă din bani, m-am amenințat tot timpul că dacă mă opresc de muncă sau de nu, mă omoară. Dar cum adică soțul nu vrea să vă dea drumul? De ce? N-ați reușit niciodată să ajungeți la, nu știu, la un compromis? Din 2004 până ziua când m-a arestat. Am încercat orice. 10 zile înainte de arest, amenințându-l zi de zi, zi de zi că-l denunț, că ne autodenunțăm, mi-a acceptat să băgăm divorțul. Să depună cererea el de divorț. Bineînțeles și a condiții. Da, a trecut tot. Dar de ce nu vroia să divorțați? Nu știu, vă iubea sau nu? Era frică să piardă afacerea? Era frică să piardă bani. El unde este acum? Și el i-a arestat. În câte știu eu, pe Galați. Aveți copii? Eu am o fetiță. Pe numele lui, dar nu este cu el. Într-o altă căsătorie. Dacă fata dumneavoastră ar fi fost, m-ar fi ajuns să lucreze în brațul ăsta, cum ați fi reacționat? Eu? Probabil că eram pentru o crimă. N-aș accepta niciodată. Și o singură întrebare am avut și înainte de a-și fi arestată la fiecare mamă în parte. Cum poți să accepți să meargă fiica ta să prostitueze, să-ți trimeată bani? Dar la început niciodată nu v-a spus aceste întrebări? Ba da. Ba da. Și? Și răspunsul aveam același. E corpul meu, fac ce vreau cu el, vreau bani. Nu, dar dumneavoastră, la început, când dacă gândeați așa, de ce ați început această afacere? Păi nu era corpul meu, era corpul lor. Și mă gânda banii. Și eu aveam o vârstă tot așa mică. Numai că
Câți ani aveați când v-ați apucat de așa ceva? 18, 19. Cât timp v-ați ocupat? 17 ani. 17 ani. Ați auzit bine. Atâta timp a vândut această femeie plăcere contra unor importante sume de bani. Ioana avea 17 ani când a ales să plece din țară, trecând granița fraudulos. A fost o perioadă în care a și muncit cinstit. După 3 ani în care a cules portocale și a fost femeie de serviciu, l-a întâlnit pe Doru, un român care aducea ilegal români în Grecia. După 2 ani s-a despărțit de el. La scurt timp l-a întâlnit pe Edward, un buzoian alături de care a pus la punct afacerea de proxenetism care avea să-i facă milionari. Edward i-a devenit soț. Au reușit astfel să organizeze o adevărată rețea de prostituție în mai multe țări europene. Fetele din rețea câștigau între 2.000 și 3.000 de euro. Fetele de la țară, pe care Ioana le numea macumbe, aveau salarii între 700 și 800 de euro. Acestea erau mai urțele și nu aveau pregătire. Și în acești 17 ani niciodată nu ați avut probleme cu legea? Adică nimeni, dacă spuneți că toată lumea în Buzău știa cu ce vă ocupați, nimeni n-a venit să bată la ușă, mai... Păi nu, curios că nu. Și de încă te să vede Dorius la pușcărie. Nu. Dar cum vă explicați? Explicați lucrul ăsta? Eu am destule explicații. Aștept să-mi termin pedeapsa și să-mi dea ei mie o explicație. Păi ce și-au făcut vilele, mașinile, copii tratați în spitale. Mi-au închis gura crezând că o să mă sinucid aici. Sau o să fac ceva, nu. Ca să fiți lăsată în pace în acești 17 ani, ați plătit pe cineva? În fiecare lună. Pe cine? Nu pot să spun. Nu, mă refer la... Am plătit un procuror, am plătit un polițist, am... Toată lumea mânca, care știam. Cine intra în această lume? Polițiști, procurori, judecători? Poliție, judecători, procurori, avocați. Toată lumea care ne cunoștea că ne ocupăm cu munca asta. 2 ani și 8 luni m-am judecat cu ei. Și a rămas tot ca ei pentru că mi-au luat tot ce se putea lua. M-au băgat aici ca să tac. Dar n-am să tac. Nici după 5 ani nu mi-a schimbat părerea. Cât dădeați lunar oamenilor 20, legii? 20 de milioane, 20.000 de euro, 30, 10. De persoană sau nu, la toți? Nu, la toți. De exemplu, care era, nu știu, taxa pentru un judecător? De la 5 la 10.000. De euro? Da. Un polițist lua tot atât? Polițiștii luau mai mult. Dicotul lua mai mult. Cât? Sub 20 niciodată. Și n-aveau o sumă fixă tot timpul. În general, când aveau nevoie de bani sau li se părea că am strâns eu prea mulți bani și nu, sunau și cereau. Sau trimețau și luau. Dar dacă, nu știu, se schimba echipa de procurori, de polițiști, astea trebuie reluați din nou aceste... Își lăsau ei alți oameni. Ați spus toate lucrurile astea la proces? Da. Și ce s-a întâmplat? Fiind arestată, ne putem să beneficiez de anumite probe care le am și nu am mai avut încredere în absolut nimeni să dau probe. Au spus că nu sunt sănătoasă. Sau caberez. Dar o singură întrebare am avut la ei. De ce nu m-ați arestat 17 ani? Servicii în România n-am avut. Mașini, bani, distracții, baruri și chiar nu erați. V-ați gândit vreodată să vă duceți să faceți vreo sesizare la șefii persoanelor cărora le dădeați bani? Nu știu, să vă duceți, la, de exemplu, la șeful poliției din... Da. Și? Da. Păi vorbeam cu ei când ne întâlneam la mese festive. Și rugam. Eu sunt crescută la țară, plecată în străinătate, dar crescută la țară. Și imploram să mă ajute să scap din anturajul ăsta. Și ce vrei să spune? Da, trebuie să-mi iau un Maybach, trebuie să mai iau o mașină, mai trebuie să-mi iau nu știu ce. Am copilul bolnav. Cine vă spune așa ceva? Șefilor. Ați vorbit, de exemplu, vreodată cu șeful poliției județene? Cu șefilor.
Deci nu-mi puneți întrebări la care nu pot să răspund. Da, am vorbit. Deci am făcut sesizări verbale o grămadă. N-am trecut pe la pușcărie nici în viața mea, nici ne-am de nevoie. Sesizări verbale? Da, adică ne întâlneam la chefuri. Nu aveam curaj să mă duc la poliție și soțul meu să fie în spatele meu. Luam locul lui Elodie. Am avut un soț foarte agresiv. Și verbal, și fizic, și de toate. Schimb în instanță, după ce m-a arestat, am încercat să aduc femei, mi-am recunoscut 30 de femei personal, care le-am chemat în instanță. Dar în instanță ați dat nume de persoane pe care le-ați plătit și care v-au acoperit, ca să zic așa? Doamna reporter, am un copil acasă. Dacă ei au fost capabili să mă bage la pușcărie să-mi dea 10 ani, cum aș fi avut curajul să-mi pun cu viața copilului în pericol? Păi dacă aș fi deschis gura, mi-ar fi... Și ce să vorbesc în anchetatorie? Erau tot timpul lângă mine sală. Și amenințată non-stop. Fiica mea era băgată între ei. Mi-o aducea la arest și îmi spunea, hai, ia-ți vorbitor. Dar n-am murit și nici nu o să mor. Și poate că undeva o să îmi și dreptate. Chiar dacă au trecut 5 ani. Destăinuirile Ioanei sunt cutremurătoare. Vorbesc despre un sistem corupt, un sistem care ar trebui să ne apere de astfel de fenomene precum cel generat de această condamnată. Când avea 28 de ani, a vrut să renunțe la afacere. Soțul ei însă nu a dorit sub nicio formă să închidă robinetul de bani. A amenințat-o cu moartea dacă va renunța. Ideea renunțării a venit după ce a fost diagnosticată cu cancer de col uterin. Făcea chimioterapie, dar și trafica fete. După 2 ani, boala a stagnat. Afacerea a continuat. Cu fostul soț v-ați mai întâlnit de la condamnare? Prin instanțe, prin scrisori. De obicei îmi trimite scrisori sub alte, după un alt nume sau fără să fie semnate, în care mi explică. Am, cred că, și vreo 2-3 pungente. Că nu o să murim aici și nu o să scap de el niciodată. M-am recăsătorit aici. Am încercat să uit tot 5 ani. Tot ce a fost urât. Sper să mă las în pace. Să-mi găsesc dreptatea legală. Și să-mi refac viața. Fără a fi pește. Cu cine v-ați recăsătorit? Cu un deținut. Ca și mine. Cum v-ați întâlnit cu el? Aici. Aici cum ați trecut unul pe lângă altul? Da. Eu lucrez, el lucra. E greu să te cunoști aici cu cineva, dar până în recomandări, prin scrisori, ajungi și te cunoști. Și actualul soț pentru ce este închis? Ca și mine. Proxenetism, trafic de persoane, numai că el a fost sub mine, eu sunt șeful clownului. Înainte de a fi arestată, Ioana a reușit să divorțeze. În urma anchetei, întreaga avere i-a fost confiscată. Declara însă cu seninătate că a avut grijă să-și acopere spatele. Rețeaua ei de fete încă funcționează. În continuare îi intră în cont între 6.000 și 7.000 de euro pe zi. În închisoare s-a recăsătorit. Cum e dragostea la pușcărie? Superbă. Adică? Adică e ceea ce n-am putut să trăiesc afară. Totul sub supraveghere. Lucrurile care sunt interzise sunt cele mai frumoase. Distanța e cea mai superbă. Te întâlnești atunci când vrea ANP-ul. Cum au trecut acești 5 ani? Vacanță. Cea mai superbă vacanță care am avut vreodată. 38 de ani niciodată n-am fost în vacanță. Aici chiar am avut vacanță. Adică? Mie toată lumea care stau de portă îmi spune foarte greu, e urât, e trist, e deprimant. Mulțumesc celui de sus, familia nu m-a abandonat. Reabilitarea mea va însemna afară, pentru că niciodată nu s-a încurajat să ridic ochii asupra părinților mei sau la surorile mele. De ei, acolo va trebui să mă reabilitez, aici sunt nicio formă. Aici dacă ești tâmpit, pedeapsa e grea, detenția e grea. Dacă nu ai tâmpit, e ceva normal. Ceva, probabil și din lipsă că n-am fost reținut în viața mea, nici de părinții mei.
cu nimic. Am fost mai rebelă de felul meu. Aici, punându-mi restricții, ce? Muncesc, aer, somn, televizor, ce? Doamne, iartă-mă să fie rău aici. Mai e câte ghiduși și așa mai rea, dar... Adică? Așa că, nefiind învățată să am restricții, câteodată mi se pare că nu mi se dă ce mi se cuvine. Întâlnirea cu închisoarea cum a fost? Cu două decăderi psihice, două depresii. Una apare și una la pușcărie. Că nu puteam să concep ideea că se închide ușa în spatele meu. Și cum ați depășit momentul? Cu zâmbetul pe față. Azi puțin, psihologul, cadrele. Am fost una din deținutele norocoase care, cu cadrele în general, mă înțeleg foarte bine și mi-au înțeles situația și m-au ajutat. Cu actualul soț, când v-ați întâlnit? La cât timp de când ați intrat în pușcărie? 3 ani. Și atunci a intervenit vacanța? Starea asta de nu, a fi în vacanță? Nu, deci repet. Prima depresie am avut-o pe arest la Buzău. Pentru că una eram arestată, 2 mă judecam pentru copil, 3 în arestul IPJ Buzău, toți erau vecinii mei și cunoștințe vechi de afară. Și era foarte greu să le fac față la provocări, la... Mă zăpăceau. Aici, când am ajuns, a fost impactul femeilor, femeile care sunt foarte agitate. Și eu una, deși am avut 300, nu știu cum le fac oamenii ăștia față la nebunile astea. Marea majoritate, sunt și câteva cazuri de-astea mai speciale, dar restul zvars. Și aici, logic, m-am speriat, Doamne, ce e aici? Iadul. Dar asta a fost așa, pe moment, câteva zile. Repet, am avut sprijin moral în care m-a ajutat să trec. Și de atunci a început și vacanța, adică niciodată nu s-a terminat în 5 ani vacanță. Dar cum poți fi provocată aici? Provocată? De colegie? Sunt foarte multe persoane care nu sunt căutate, care nu au o țigară sau nu vine nimeni la ele. E logică, vede, îți cere o dată, de două ori, de trei ori, îi dai. La un moment dat nu îi mai dai. Și când nu îi mai dat, începe să înjure, să vorbească urât. Și indiferent cât ar fi omul de rezistent, tot cedează. Să înjure la rândul lui, să sară la bătaie. Ioanei se spune Matroana, la penitenciarul din Bacău, acolo unde este încarcerată. Este însă una dintre cele mai vesele deținute. Întotdeauna spune glume și sare în ajutorul fetelor supărate. Își aduce aminte că a trecut prin două depresii imediat ce a fost arestată. A știut întotdeauna că va ajunge în pușcărie. Când vă veți elibera, ce aveți de gând să faceți? Să uit pentru totdeauna că am stat în Buzău vreodată. Să mă stabilesc undeva pe aici, pe Piatra Neamț, la actualul soț. Să-mi reiau afacerea de unde am lăsat-o, nu cea cu femei. Nu. Probabil că aș minți acum să spun, domne, nu mă gândesc, sau în 5 ani nu m-am gândit. Nu. Am fost foarte sinceră și în celelalte interviuri. Niciodată n-am oprit munca asta. Afacerea cu femei nu s-a oprit niciodată. Nici perioada de 5 ani. Dacă, din greșeală și nefericire, cel care le conduce e ca și mine arestat. Aș putea să reiau munca aia, dar nu mai mă încântă. Afacerea pentru care ați fost arestată da, continuă? Nu s-a... Normal. Și cine o coordonează? Cine a coordonat-o și până să intru la pușcărie? Aceiași oameni. Adică? Păi adică asta e România. În România așa se procedează. Proștii la pușcărie și ai lans mănâncă bani. Când dumneavoastră erați afară, cine coordona această afacere? Nu erați șef? Ba da, în dosar, în acte, da. Eram șef. În conturile bancare eram șef. Și în realitate cine era? Cei care m-au băgat aici. Cei pe care îi plăteați să vă țină... Da. Libertate? Da.
Ce afaceri aveți acum? Sau ce afaceri mai aveți în afară de asta cu fetele? Știind că mai devreme sau mai târziu o să vin la pușcărie, în ultimii 2 ani de libertate mi-am deschis o firmă de construcții în Italia, un lanț de magazine în Grecia, legale, și o firmă de imobiliare aici în România. La ora actuală, cea din Italia e închisă de domnul procuror, care m-a judecat, a avut dânsul grijă mare să-mi închidă firma. Cea de imobiliare se ocupă fiica mea de ea. Și a din Grecia se ocupă o prietenă. Și merg? Da. Cât merg atât încât să supraviețuiască copilul meu. Ce pregătire aveți? Eu 8 clase. Cât 8 clase? Da. Mai spuneți-mi ceva, în momentul în care ați fost arestată, mi-ați spus că vi s-a luat tot, adică din averea aceea de 2 milioane de euro, da. Nu mai aveți nimic? Nu s-a ținut cont că rămâne un copil minor afară și că rămâne în stradă. Ce n-au putut să-mi pună sechestru, le-au scos la licitație. Fără măcar să mă întrebe dacă am posibilitatea să-mi le cumpăr înapoi. N-am să înțeleg, deci n-am crescut în România de la vârsta de 17 ani. Să înțeleg, n-am avut probleme cu poliția să înțeleg. Cum au putut să-mi lasă copilul ăla? Când am făcut munca asta dintotdeauna, mai e și muncii normal. Când am plecat în străinătate, nu m-am dus direct ca peștoică. Am muncit și au mai fost și bani făcuți pe munca mea. Deși a reușit să facă o avere de milioane de euro, nu a avut niciodată concediu și a petrecut tinerețea pe drumuri între România și anumite țări din Europa, ducând fete la muncă. Povestește cu mândrie că avea unele dintre cele mai frumoase prostituate. Printre ele s-au numărat chiar și 6 vedete de televiziune din România. Din ce ați avut, ce mai aveți acum? Adică mă refer la o casă, absolut nimic. Nu. Nu. Legal nu. Și ilegal mai aveți ceva? Ilegal, logic, am dat și nu e normal. Ilegal, adică nu e ilegal, sunt lucrurile mele, pe banii mei. Am mai avut și vreo 5-6 amanți care au avut grijă să mă sponsorizeze, fără să afle soțul meu. Soțul meu a fost de acum. La Galați. Așa știu eu, din câte știu eu, ultima locație e Galați. Cât timp mai aveți de stat aici? Sper din tot sufletul în decembrie să ajung acasă. Și veți rămâne în România definitiv sau aveți de gând să plecați afară să vă vedeți de afacerile care v-au mai rămas? Nu, deci ciuda la tot ce s-a întâmplat, chiar vreau să mă stabilesc aici, lângă actualul. Dacă va, să va putea, dacă nu, n-am să stau în România. Actualul soț cât mai are de stat? Ne rămâne urma mea cu un an. Știe pentru ce sunteți arestată? Da. Și el ce a spus? În general îmi place să domin bărbații. Și asupra lor sunt șef eu. Ce să spună? Tot ce vreau eu face. V-ați făcut prietene aici? Prietene? Da. Dar ați avut vreodată vreo prietenă adevărat? Nu. De ce? Prietenă adevărată în pușcărie foarte greu să o ai. Cunoștințe foarte multe. Și dacă îți faci o prietenă în momentul când se liberează, vin odată, de 2 ori la tine sau scriu o scrisoare, 2 și uită. Dar afară ați avut vreodată vreo prietenă adevărată? Da. Cum v-ați caracteriza viața? De afară? În general, viața de până acum, de până la 38 de ani. Încă nu m-am maturizat. Copilăresc. Nu știu, trebuie ceva care să mă maturizeze mult mai mult. Ce mai putea veni să vă maturizeze peste pușcărie? Peste pușcărie? Păi, nu știu, am 5 ani. În ăștia 5 ani, toate colegele mele de celulă, de pușcărie, spune, domne, aici e iadul.
Și totuși, în ăștia 5 ani le-au ieșit, s-au reîntors înapoi. Fiind iadul, am greșit odată, a doua oară, decât dacă ești tâmpit, mai greșești față de lege. De dacă nu ți-a plăcut aici, de ce te-ai mai întors? Că nu înțeleg. Și eu am fost și săracă, și bogată. Ca să mă duc acum afară, să mă apuc chiar de femei, de bani mulți și să vin înapoi aici, nu aș mai fi de acord. Destăinuirile acestei condamnate ar trebui să pună în alertă unele instituții ale statului. Ioana susține că afacerea ei este încă în floare și este coordonată de cei pe care îi plătea să-i acopere spatele. După cum bine ați auzit, Ioana dădea lunar între 10.000 și 20.000 de euro unor polițiști, procurori și magistrați. Aceștia aveau grijă ca activitățile Ioanei să nu fie deranjate de către oamenii legii. Mai mult, femeia spune că poate proba aceste declarații cu tot felul de înregistrări. Cum v-ați caracterizat? Eu, din punctul meu de vedere, super normală. Dar ceilalți ce părere credeți că au despre dumneavoastră? Deși nu mă interesează părerea nimănui decât a mea, deci sunt o fire, dacă mă simt eu bine, restul nu contează în jurul meu. Spun că sunt glumeață, nebunatică, le fac detenția super ușoară la colegile mele. Tot timpul dacă văd una supărată, mă duc lângă ea și încerc să-i ridic moralul. Pentru că lucrul ăsta nu l-am uitat de afară. Să încerc să-mi ajut pe cei din jurul meu. Mai sunt și momente când încep să le înjur, să... Mă enervează. V-ați gândit vreodată să vă continuați studiile? Eu? Faceți mai mult de 8 clase? În ziua, da, să fim serioși, mai continuăm studii. Nu. Nu, așa, cursuri, da, aici am practicat câteva cursuri. Diverse activități de astea afară, nu știu. Nu cred. În timpul proceselor prin care ați trecut, familiile fetelor v-au reproșat ceva? Au venit famate în instanță? S-a întâmplat ceva? De ce? Au venit în instanță. Nu toți părinții la toate fetele. Dar câțiva au fost în instanță. Nu au asistat. N-au avut ce să-mi reproșeze. Ce ar fi putut să spună? Dom'le, am fost de acord? Eu i-am întrebat. Ai venit să mă vezi arestată? Dacă n-am venit și beam și mâncam la tine în casă, ți-am spus pentru ce merge fiica ta. Ai fost de acord? Nu, au venit, a spus că le pare rău, neînțelegând cearta dintre mine și fostul soț. A fost un proces, pentru că stând în sală am mai văzut și alte procese. Toți oamenii spun, dom'le, nu sunt vinovat. Am ajuns nevinovat aici, ba nu, eu am greșit. O grămadă am greșit. Cum l-ați cunoscut pe fostul soț? Pe câmp. Da. În 97 știți că s-a plecat fraudulos. Așa. Și pe deal. Mergeam spre Grecia amândoi, fraudulos. Da. Cât timp ați fost căsătoriți? Legal din 2000. Locuiam împreună din 97, dar din 2000 legal. În oraș, în Buzău, unde ați locuit, în afară de judecătorii, procurori, polițiștii, nu știu, mai știa cineva cu ce vă ocupați? Mă refer aici la, nu știu, oameni din primărie, de la asistență socială, din alte instituții. Nu. Nu. Oameni influenți? Logic. Nu știu, mă gândesc, de exemplu, din sfera... Parlamentari? Politică, da. Normal că știu, doar le duceam femei. Se apropie sfârșitul pedepsei. Și adevăratul interviu o să-l dau după ce ies afară. Și cu dovezi. Parlamentarii beneficiau de fete gratis sau tot pe bani? Pe bani. Și cât costa o fată pentru un parlamentar? Pentru un primar de București, 1000 de euro pe noapte. Două. Pentru un parlamentar, la fel. Nu, n-am avut fete care să ducă pentru 20-30 de euro în România pe bani. Nu. Nu am glumit când am spus că se făceau între 20 și 30 de mii. Păi,
bani. Povestea Ioanei Eugenia Gavrilă pare una desprinsă din cărțile de ficțiune. Este însă una reală care dă mari fiori unor persoane influente din România și nu numai. Câți primari din București au apelat la serviciile noastre? Foști primari, unii sunt foști primari. Acum sunt unii au grade mai mari, alții mai mici. Destui. Dar care era, să zic, majoritatea clienților noastre, nu știu, din sfera politică, din sfera justiției? Din... Unde aici, în România? Da. Stăteam foarte puțin timp în România. Deci veneam de 4 ori pe lună, veneam numai la apelul lor sau veneam ca să iau vreo fată. Veneam de 4 ori pe lună să-mi văd fetița sâmbătă, duminica. Cu siguranță eram în România. Și atunci când veneam și spunea data de, avem și noi o masă, vrem și noi fete. Băga banii în cont sau mi-i dădea cash. Dar cum au auzit de dumneavoastră? Sau cum ați intrat în relație cu ei? Parlamentari, cu politicieni, cu polițiști, cu oameni influenți? Păi în general femeile, pești în general, nu cei de acum, că ăștia care sunt acum sunt părți. Noi, cei vechi în general, femeile le raculam de la ei, de la poliție. Se poate spune că ați avut o, să spune, ați coordonat o rețea de... Da, mă, de 300 de femei. Prostituate de lux? Marea majoritate. Marea majoritate au fost prostituate de lux, inclusiv bărbați prostituați. Ați avut și bărbați? Da, 4 sunt în dosar, care mă, așa am considerat eu că e normal să-i chem în instanță. Și în realitate cât ați avut? Câți ați avut? În 17 ani o grămadă. Am bărbați la care au făcut filme porno până la bărbați care ieșeau pentru o oră cu femei. Toate categoriile, de gigolo și gigoloi. Și cine apela la serviciile lor? Bună întrebare. Femeile mai în vârstă, femeile părăsite, abandonate, femeile care sufereau, femeile care se respectau, femeile ca mine, care dacă aș cum așa fi afară, mi-aș plăti un fraier să mă facă să mă simt bine. Cât costă un astfel de fraier? 400 de euro pe oră. În momentul în care veți fi eliberat, aveți de gând să faceți publice numele, da, clienților pe care i-ați avut de-a lungul timpului? Da. De ce? Nu numai clienților. Nu numai clienților. Am să fac public tot ce am tăcut până acum. Dar de ce ați tăcut? Nu credeți că veți fi expusă unui pericol mult mai mare în momentul când vă veți elibera? Adică vor veni, vor da de dumneavoastră mult mai ușor. Nu. Aici, în facultatea asta, că pentru mine pot să spun că a fost și un fel de școală a vieții, poate unii plătesc bani să facă facultăți, eu am făcut o moca, am învățat o grămadă lucruri legale, pe care abar n-aveam despre ele că există. Am învățat că pot să-mi iau protecție, pot să mă apăr, pot să fiu foarte bine și să nu ascund absolut nimic. Și fără să mi se atingă nici vreun fier de păr. Viața acestei femei s-a derulat până la cei 38 de ani ai săi între râs și plâns, între mărire și decădere. O existență controversată, dar plină de învățăminte. Mai are de stat în închisoare până în decembrie. Spune cu detașare că adevăratele destăinuiri despre afacerea sa și cei implicați în ea le va face la eliberare. Povestea ei se anunță un adevărat butoi cu pulbere. De unde ați putea cere protecție? De la DNA. De la toți care sunt în măsură să-mi ofere protecție. Dar dacă, nu știu, clienții pe care i-ați avut sunt persoane importante în această țară, nu credeți că au influență la DNA și oriunde ați cere dumneavoastră protecție? Pe ca orice prost mi-a luat niscai măsuri.
Mai aici învățat orice. Cum veți proba toate aceste... Cu înregistrări. Care, din fericire și nefericire pentru ei, nu le-au găsit niciodată. Au găsit doar tot ce am vrut eu. Eu am fost sinceră, nu știu, ei știu foarte bine că am fost sinceră pe tot parcursul procesului. N-am negat nimic. Nu m-au zăpăcit, îmi dădeau voie să vorbesc și mă închideau gura. Mi-a arătat fata sau mi-a arătat familia ca să tac din gură. Dar când nu o să mai fiu aici și o să fiu liberă, o să pot să probez tot ce spun. Aș fi probat și de aici. Nu știu, printre clienți se numără vreo persoană pe care, nu știu, vedem foarte des, de exemplu, pe la televizor și care apare un familist sau o familistă convinsă. Și mai dă și sfaturi. Și dă și foarte multe sfaturi să nu practicăm traficul de persoane, nenea. Când îmi dai bani și îmi spune să aduc femei cu mine. Știi tu care ești. Da, sunt. Cam câte persoane ar trebui să se teamă de momentul în care veți fi eliberată? Probabil că niciunul nu se tem. Pentru că dacă se temeau în 5 ani de zile, îmi băgau pe cineva aici care să mi se întâmple ceva. Dar de ce credeți că nu se tem? Cred că merg pe acea variantă. Dom'le, ce înregistrări ar putea să aibă ca să le mai găsească după 5 ani? Păi am. Am și nu s-au sters. Am avut eu grijă să verific să văd dacă s-au sters sau nu. Nu s-au sters. Ați avut vreodată legătură cu Andreea Marta? Nu. Rețeaua dumneavoastră era una similară cu a ei? Nu era cu a mea. Că știți de cine vorbim. Da, nu. Rețeaua mea era la fel ca lui Cămătaru. Printre fetele din rețea mai erau și bărbați care își vindeau virilitatea unor femei părăsite, în vârstă sau disperate. Afară cât plătea o persoană pentru serviciile firmei dumneavoastră? Ale fetelor? Da. Depinde, dacă o lua pentru o oră 100 de euro, dacă o lua pentru 20 de minute 50 de euro, 30 de euro, depinde. Depinde de țara unde era, depinde de orele pentru care o lua. Afară ați avut persoane influente care au apelat? Logic. Cât de influente? Atât de influente încât 11 ani consecutiv n-am fost o zi la arest în Atena. Și acolo au beneficiat de serviciile dumneavoastră politicieni și dintre oamenii legii? Păi m-a arestat odată. Din greșeală, m-a ținut 3 zile și a treia zi mi-a dat drumul. Cum adică v-au arestat din greșeală? S-a făcut autodenunț că am femei în casă și, în nefericire, n-aveam în casă aia femei. A trebuit să mă aresteze și m-a pus sub supraveghere să nu părăsesc Grecia 5 ani. Ei știau că nu vreau să plec acasă, în Grecia. N-avea altceva, n-avea cum să mă scoată bazma curată când oricum știau că am femei. Numai că nu le-au găsit. Și mi-a dat drumul, simplu. Ce să-mi fac? Ioana Eugenia Gavrilă, femeia care a coordonat o rețea de prostituție formată din 300 de fete. Timp de 17 ani, nimeni nu a întrebat-o nimic despre averea sa făcută peste noapte. Nu a avut în România niciodată carte de muncă. Cu toate astea, avea o vilă măreață, mașini de lux și bijuterii unice. Timp de 17 ani a vândut plăcere unor importanți oameni din România și din străinătate. Ioana este femeia care a făcut peste 2 milioane de euro din proxenetism. Este femeia care anunță că va face destăinuiri inedite, dar scandaloase despre activitatea ei din cei 17 ani. Cât de greu este să pui la cale o astfel de afacere? Nu este greu. Nu e greu și nu e nici imposibil, nici măcar aici. Cea mai păzită muncă a peștilor este când sunt ei arestați, pentru că nimeni nu-i mai bănuiește. Sau spune, domne, nu-i căutat, n-are bani,
S-a lăsat la mâna lui, în limbajul deținuților. Greșeală. Dar nu v-ați gândit niciodată că s-ar putea să fiți luată drept o nebună? Dumneavoastră a văzut multe filme sau a citit foarte mult. Are o imaginație bogată. Ba da, nebună ce sunt, de-aia mea 20 ani.